Bună ziua tuturor, sunt Dana și vă spun bun venit pe canalul nostru de YouTube Totul de Casă. În acest video vreau să vă prezint 3 moduri de a face laptele de soia și vă voi sugera 2 rețete de milkshake. Pentru a obține aproximativ 3 litri de lapte, avem nevoie de 250 grame soia, pe care o vom spăla bine și o vom pune la înmuiat. Pentru ca laptele să fie gustos, vă sfătuiesc să o lăsați mai mult, timp de 36 de ore, schimbând periodic apa. După perioada de înmuiere, o spălăm și încercăm pe cât posibil să eliminăm cât mai multe cojițe. Prin frecare și spălare, ele se desprind de pe bobul de soia. O dăm în clocot timp de 2 minute, îndepărtând cu o lingură sau o spumieră cojile care se ridică. Amestecăm pentru a antrena cojile spre suprafață. După 2 minute, aruncăm apa și o spălăm din nou. La o cană de soia, aproximativ 200 grame, vom pune 6 cânți de apă, însemnând 1800 grame de apă. Puteți folosi un storcător prin presare la rece, care ușurează mult munca. Eu pun împreună apa cu soia pentru a facilita extragerea laptelui și, totodată, pentru a preveni uzura aparatului. Dacă doriți, pulpa o puteți reintroduce în aparat pentru o extragere maximă. O altă modalitate ar fi prin folosirea unui blender cu putere mare. Păstrăm aceeași proporție, 200 g de soia și 1800 g de apă. Soia o mixăm cu una sau două cânți de apă din cantitatea recomandată, urmând ulterior să adăugăm restul. Pentru a separa lichidul de pulpă, folosim o pânză deasă sau tifon în 2 sau 3 straturi. În funcție de materialul folosit, va fi și calitatea filtrării. Stoarcem bine, iar pulpa obținută o putem păstra la congelator, urmând a fi fiartă timp de 20 de minute înainte de a o folosi la pregătirea altor preparate culinare. O a treia modalitate, pe care o folosesc destul de des, este prin mixarea boabelor de soia cu apa, aceeași cantitate, și fierberea lor împreună, filtrarea urmând a fi făcută ulterior. Laptele îl fierbem timp de 20 de minute din momentul în care începe să clocotească. Spre final adăugăm o linguriță de sare. După ce a fiert, îl strecurăm.
Această variantă este foarte simplă, dar necesită o atenție sporită, deoarece laptele dă în foc mai ușor, iar pulpa decantându-se se lipește de vas și se arde. De aceea trebuie să amestecăm mai des, iar oala în care fierbem să fie dublă față de volumul laptelui pus în ea. Pulpa care rămâne este deja fiartă și poate fi folosită la pregătirea altor preparate culinare, de exemplu drop, chiftele, prăjituri, ciorbe, sau se usucă la cuptor la 40 grade Celsius, utilizându-se apoi la îmbogățirea nutritivă a diferitelor meniuri. Dacă nu se folosește imediat sau în cel mult 2 zile, se pune în pungă și se păstrează la congelator. Laptele de soia obținut în casă are un gust excelent, este nutritiv și este o sursă foarte bună de lecitină. Se păstrează în sticle la frigider maxim 3 zile. Poate fi folosit în diferite combinații. O primă sugestie ar fi combinarea lui cu bostan copt, o excelentă sursă de vitamina A. Dacă bostanul nu e foarte dulce, puteți adăuga miere, curmale sau un alt îndulcitor natural. Veți obține un milkshake foarte gustos, care va cuceri papilele gustative, iar dacă folosiți mai multă chia, se va transforma într-o budincă delicioasă. Puteți amesteca o cană de lapte, câteva nuci caju și curmale hidratate, pudră de roșcove, semințe de cânepă și o banană. Acest milkshake are un gust delicat de ciocolată, este sățios și foarte sănătos. Laptele de soia are multiple beneficii, fiind o băutură ideală atât pentru copii cât și pentru adulți. Dacă v-a plăcut acest video, nu uitați să dați un like, share și să vă abonați. Vă aștept cu noi rețete. La revedere!